Neața, șeful, aici e băiatul meu Cristi, că băiatul Nani a rămas la Cluj și o să avem o zi grea astăzi. O arătăm aici pe YouTube, nu uitați să vă abonați la canal. Mergem la Balotești, vin și cei de la Lega Salvini, inaugurăm sediu de la Balotești, după aia mergem la Indagra și după aia să vedeți câte mai facem azi. Hai cu noi! Am ajuns la Balotești. Puțină întârziere, dar o întârziere și italieni. Noștri fratelii din UGL, din Lega, care îi văd acolo. Într-o zi de duminică e chiar bine. Salut, Ian, noștri fratelii. Alianța pentru Unirea Românilor trebuie să fie un model pentru toți. Vedeți cât de vânați suntem, cât de denigrați suntem, cât se așteaptă orice greșeală voită sau accidentală din partea noastră. De aceea trebuie să avem grijă unii de alții, să ne ajutăm pentru credința noastră, pentru familia naturală formată dintre un bărbat și o femeie și pentru libertatea noastră, care e cea mai de preț, căci libertatea este sfântă și Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Am o listă mare de cumpărători pe care mi-a dat-o Ilinca. Mă duc la Indagra, la târgu de acolo, de la Romexpo, să vedem ce găsesc și să vedem cum îi găsim pe expozanți după vizita de ieri a lui Marcel Ciolacu. Cașcaval, măsline, brânză sărată, ia uite, mă bate Ilinca când ar fi la casă. Ce face Bambetul, ce face Valsoiu? Muncim! Muncim! Ce faceți? Ce fac, domnul Bogos? Dimineața, bună dimineața! Cum a mers? Da, sunați-mă, sărata e bine! Producător de ouă și de alte produse agroalimentare din Vaslui, România. Avem 5 județe. Iași, Galați, Vaslui, Prahova, Dumnezeu și Iași. Am aici o listă, ce tipă de la roșii, ca să aveți, nu vă ocupați, cu rumene, nu vă ocupați. Cașcaval, măsline, brânză sărată, cred că astea cumpăr. Cașcaval avem. Avem și măsline, folosim la capul tot, carne, lapte. Nu măsline din alea, din alea grecești. Nu, nu crezi în alea în România, prin Oltenia. Da, 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 da. Brânză sărată, ia să vă ce nu cele mea? Cele mai mici? Ia. Cu brânză din bruc, cu acidofilii. Avem și de fapt de preparate acolo. Aici? Avem moștea, avem crengul. Nu mi-a dat asta pe listă, mi-a dat afumătură, dar cred că iau de la fructe aici. Nebastă, nebastă. Dumneavoastră, luați-vă, dăm noi ce o să vedeți, că știi să-i folosească de la asta. Știe, da, cel mai bine, nu? Da, da, da. Bine. Mulțumesc. La de unde te? La dumneavoastră. Aici din București? Da. Doamne ajută. Ciolacu. Păi era pe aici, nu știu ce. Sănătate, acopată, sănătate. Rodea Dumnezeu să-mi place. Mergeți de noi o să vă servim ce avem noi de top. Și dacă nu se place cu doamna, ne cheamă și facem alt plus. Am înțeles, gata, Ilinca, ai auzit, da? Dacă nu-ți place, dar eu cred că-ți place. De la Van Bet sunt cei mai tari. Toate brandurile Van Bet. Stolnic. Sunt produse făcute, stolnicul sunt produse făcute ca la țară, băgate, afumate în afumătoare tradițională. Produse ca pe vreme. Puiul campion. Asta
bunătăți pentru fiecare sămcioară, puiul haiducesc, găina gospodină, gustolac. Și produse negustolac. Da. Domnul Bogos, producător român. Deci, domnișoară, vezi ce faci pentru domnișoara că... Am pus până ai sub rezervio. Aaa, dar nu, că trebuie să vă plătesc. Ne plătiți? Da. Ne plătiți? Nu, venim la masă noi, nu-i vădăm, acum ce s-ar veni. Așa, gata, vă așteptăm. Vă dau adresa, domnul. Domnul Fănel Bogos, cel mai tare producător român. Da, ce se de aici? Vedeți? Cine face persil, dar el... El face și coca acolo. Tot pe același principiu, industria chimică. Când am mai mâncat eu înghețată din Republica Moldova, foarte mult timp. Eu sunt interzis în Republica Moldova, m-a interzis. Da. Periculos, doamnă. Ah, desigur. Mâncați mult înghețată. Da. Vedem, îi luăm și la cameraman. Una. Desigur. Aici. Înghețată din Republica Moldova, dar frații noi din noștri de peste tot. De care ești? De care vrei câine? Vrei carajul domnului. Știi? Iubito? Da. Uite aici afumătura. De care afumătura? De la Zimbria. Are și prăzime și cărmintă. E foarte gras. Uiteți. Adică e gras. Prea gras. Prea gras. Da. Jambon atunci, parcă... Cred că la ăsta s-a uitat acolo. Deci jambonul da. E aici. Da? Da. Tot ce fac, dacă te cunoști, ține să-l măcetă. Ia, Bardă, da? Din Slăfia Bardă, de lângă Ianoveni. Da, de acolo suntem și în România. În Kaufland, da, la magazine mai curând. Dar e încă fierbinte, da? Toți s-au vrut cu ce. Cam 200 de grame. 200 de grame de așa? E bine așa, da. Zimbria.ro, intrați și voi. Băcănie tradițională. Da, avem puse tradiționale, avem ferma noastră la Poltești. Poltești, județul Galați. Nu prea înțeleg eu, am dat 40 de lei pe 200 de grame. Nu prea înțeleg cum a cumpărat Marcel cu 100 de lei. De toate. Când mă mai trimite Ilinga la piață, dau 350 de lei și nu cumpăr de toate. Cumpăr două pungi cam goale. Așa că e destul de ciudat ce a făcut Marcel acolo cu 100 de lei. Arătându-ne nouă cum putem să trăim pe datorie, probabil, din covrici. Tectonic. Narcotești. Zic Duchi. Moldoveni de-ai mei? Da, sunteți, le produceți voi? Nu. Nu, le faceți doar... Aia este că găsim o soluție. Să-l desfacem. Să fac când desfacem mâine. Nu, n-ai cum să. Nu? Hai să vedem, să le arătăm și celor de pe YouTube. Când deschidem sticla cu... N-ai, când am și cum să bagă în ea. Vai de mine, uite, chiar acum am zis că mă rupotăm ca urmă. Serios? Hai, hai, urmă, da. Da, și pășoșoacă. Hai, sunt în piață, că e bun. Mă ajută, acum ai intrat. Hai, uite, am păcut, dar așa să dai să ne rupeșcă. Unde le-am mai avut? De la săpânța, de la cimitir. Am așa de la Bucovina. De la săpânța, uite, la săpânța mai rămâne. Noi! Simeon! Hai, băi, ia la televizor! Ce picioare! Ne ajută! Cine-i mai bun, aur sau PSD-ul? Aur! Nu vă place de Marcel? Nu-i bun! Vezi? Vine miliția să-i ridice mâșca. Care-i bucătarul de la bar? Salut, salut! Cum a mers? Da, mi-a zis și Liviu, cam tare.
plantă decât doar sânge. La alte treburi merge mai bine? Nu. E la fel. Este anul mai greu. Da? Da. Multă sănătate. Ați fost patru noi la tot. Toți comercianții mi s-au plâns că merge prost. Ce e mai prost? M-aș da spartul târgului, dar vine și acum. E, deja strânge. Aveți să unde sunt? Din Brăila. Brăila. Pune, mă rog, pentru firmele mici, pentru IMM-uri care sunt distruse în momentul ăsta, mai ales procesarea. Procesarea nu e încurajată în România. Ăsta a fost târgul Indagrea anul ăsta. Mă îmbrățișăm. Acum, la final, da. Aveam roșii, aveam de toate. Păi așa că am venit să le fiți făcut. Păi, dar nu roșii de mâncat, le-am trebuit. Le roșii, uite, roșii care le-a că să mă duc la o piață. Ce am terminat, le-am dat la oameni. Sănătate. Le vedem la anul. Hai că mă descurc eu cu Ilinca și cu răpunile, aveți grijă de voi. Și nu uitați să distribuiți link-ul de la podcastul ăsta, vlogul ăsta pe care l-am făcut pe YouTube. Vă îmbrățișez pe toți.